Creșterea recentă a creditelor în lei ar putea duce la creșterea numărului datornicilor către bănci, avertizează specialiștii în economie. Ei spun că anul acesta creditarea a fost relansată în România, dar acest lucru a însemnat și scumpirea locuințelor. O statistică recentă a BNR arată că aproximativ 30% dintre cei care s-au împrumutat anul acesta au o rată de peste 50% din venituri. În același timp, o altă cauză a înmulțirii restanțierilor este și majorarea indicelui ROBOR, care determină dobânzile la împrumuturile în lei. Alături de mine este Irina Chițiu, analist bancar. Bun venit! Bine v-am găsit! Încercăm să ne lămurim, de fapt, asupra a ce atrage un semnal de alarmă Banca Națională a României. Creșterea prețurilor locuințelor îi face pe oameni să acceseze credite pe care nu le vor putea rambursa. În felul ăsta, Banca Națională analizează și spune și că majorarea ROBOR poate aduce un nou val de restanțe. De altfel, spuneam puțin mai devreme, 55% mai exact, grad de îndatorare poate duce la mari dificultăți în a plăti ratele de acum înainte. Care ar trebui să fie acest grad maxim de îndatorare, în așa fel încât să ne asigurăm și că vom putea plăti ratele indiferent până la urmă de cât va crește inflația, roborul sau cursul de schimb? Consiliul Național de Supraveghere Macroprudențială a atras atenția asupra acestui fapt că s-a trecut de 6 trimestre consecutiv de acest prag de alertă, în special în cazul creditelor ipotecare la gradul de îndatorare. Deci peste, în ultimul an, o treime din cei care s-au împrumutat, au luat un credit ipotecar nou, au un grad de îndatorare peste 55%. Adică asta înseamnă că mai bine de 50% din salariul lor, din venitul lor, merge către plata unor credite. De fapt, venitul disponibil, gradul de îndatorare este cât la sută din venitul disponibil reprezintă rata la credite. Mai multe rate, da? Dacă avem mai multe credite. Corect. Ce înseamnă venitul disponibil? Fiecare bancă din venitul familiei... Dați-mi voie să vă... Ce explicații? Care să fie explicațiile? Spuneam de faptul că acest grad de îndatorare este cât la sută din venitul disponibil, reprezintă toate ratele la creditele unei familii. Da? Venitul disponibil reprezintă venitul familiei mai puțin cheltuieli de subsistență, care fiecare bancă le ia în considerare în diferite valori, de exemplu între 260 și 350 de lei pe membru al familiei. De exemplu, o familie cu doi copii s-ar scădea cheltuieli de subsistență peste 1000 de lei. Deci, practic, acest grad de îndatorare a tot crescut în ultimii ani, tocmai pentru că creditele au avut valori costuri foarte scăzute și atunci accesibile, din ce în ce mai accesibile. Aceasta a fost și ideea după criză să se încerce reluarea creditării și atunci și indicele ROBOR, în funcție de care se calculează dobânda la toate creditele variabile, cu dobândă variabilă în lei, a tot scăzut și astfel că aceste costuri au fost foarte, foarte mici și au permis, de exemplu, anul trecut când a fost minimul istoric la indicele ROBOR în octombrie de 0,68%, un credit, de exemplu, prima casă de 50.000 de euro avea o rată lunară de 910 lei. Acum, indicele ROBOR a început să crească, ceea ce este normal, pentru că și inflația a început să crească, iar lichiditatea din piață, adică banii care există în conturile băncilor, sunt mai puțini și atunci dobânzile cresc. Și rata a ajuns de la 900 ajuns, de lei? Rata a ajuns, de exemplu, acum când ROBOR este 1,84, da? Același credit prima casă care plăteam 910 anul trecut, acum plătim 1054, deci practic 144 de lei în plus. A crescut rata lunară cu 16%. Acum, BNR-ul a făcut un studiu și a spus că pentru fiecare creștere a ratei dobânzii sau a roborului cu 2 puncte procentuale, crește gradul de îndatorare cu 10 puncte procentuale. Deci cei care sunt acum 55% împrumutați vor deveni 65% îndatorați. Asta ce înseamnă? Că avem mai puțin bani rămași pentru alte cheltuieli. Iar, de exemplu, dacă în anumite perioade ni se reduce venitul sau cheltuielile cresc sau avem cheltuieli neprevăzute, putem să fim în imposibilitate de a plăti ratele lunare. Pentru că și indicele ROBOR au fost foarte volatil în ultima perioadă. A fost și 140%. Bine, dar erau alte condiții. A fost și 50% în 2008. A fost între 18 și 50% în 2008. A fost acum 5 ani 6,25. Acum 4 ani a fost 3%, iar acum suntem la nivelul la acum 3 ani, da? 1,84, dar este pe creștere. Deci estimările sunt ca pentru anul viitor să ajungă undeva la 3,5%, undeva și la unde se va situa și inflația. Bun, și atunci în acest context,
Credeți că este plauzibilă ipoteza că ne îndreptăm spre o nouă criză economică în condițiile în care românii practic se supraîndatorează, iar accesul la credite a devenit și devine din ce în ce mai accesibil? Este posibil. Adică există acest risc real? Există acest risc și de aceea se trag niște semnale de alarmă, pentru că la fel și prețul la creditele imobiliare crește, dar și consumul a crescut foarte mult și consumul pe credit, dar pentru ce? Pentru telefoane mobile, pentru bunuri de folosință îndelungată, pentru că trebuie să le schimbăm pe cele care le-am luat în 2007-2008, când a fost un nou boom, dar trebuie avut în vedere acest fapt. Ok, în primul rând să ne gândim, ne îndatorăm pe termen lung, chiar ne trebuie creditul acesta. Dacă, da, vrem să luăm un apartament pentru familia noastră, care, să zicem, e mai numeroasă, ne îndatorăm, dar nu mai mult de 30% din venituri. Banca Națională chiar vrea să limiteze gradul de îndatorare la maxim 35%, 45% este în discuții. Tocmai pentru a-i opri să se supraîndatoreze. La fel, ok, ne-am îndatorat, dacă putem să plătim un avans cât mai mare la credit, acum creditele prima casă, care sunt pe terminate, nu mai sunt fonduri, au singurul avantaj și este că au ipoteza să nu se mai reia acest program. Poate, dar ideea este la costuri, creditele prima casă în momentul acesta sunt la aceleași costuri ca și creditele ipotecare. Singurul, diferența este însă în avans, ceea ce este un pas extrem de important pentru cei care își doresc să facă un astfel de împrumut. Dar cu cât dăm un avans mai mare, ne vom îndatora mai puțin. Dacă îi avem. Și poate că e mai bine așa, adică să nu ne supraîndatorăm, mai ales pentru că cei care au luat prima casă sunt cu salariile undeva la mediu sau sub medie și atunci sunt cei mai afectați de creșterea de dobândă viitoare. Un lucru este cert, roborul va tot crește. Va tot crește cu siguranță, pentru că minimele istorice au trecut. Guvernatorul Mugurii Sărescu a spus că se va stabiliza undeva în jurul valorii de 1,7%, că la finele anului va ajunge cel mai probabil la 2%, iar estimările pentru anul viitor sunt încă și mai sumbre, deci cumva trebuie să ne obișnuim și să ne pregătim psihic pentru faptul că ratele noastre la creditele în lei, pentru cei care le avem, nu vor scădea de acum înainte. Ele doar vor crește. Exact. Și de asemenea e bine să punem deoparte, dacă putem, câteva rate pentru perioade când cresc cheltuielile. Sau, dacă avem bani, să rambursăm în avans, mai ales la începutul creditului, pentru că tot am dat exemplu de credit de 50.000 de euro pe 30 de ani. Dacă plătim în prima lună 5 rate, să zicem că am avut bani care îi păstram pentru mobilat casa, așa, reducem perioada de creditare cu un an, deci cu 12 luni, pentru că atunci este soldul cel mai mare al creditului, unde se aplică o dobândă inițială. Dincolo de explicațiile tehnice pe care le-am încercat în diferite forme, mai simple, mai simpliste, mai ușor de ajuns la cei care nu se pricep la economie, cum suntem și noi, creșterea indicelui acestuia care determină dobânzile la ratele la creditele în lei arată și că am avut o creștere economică bazată pe consum în exces. E posibil ca dezechilibrele din economie să-și producă de fapt efectele, iar robor să fie doar o oglindă a acestora? Dar e o întrebare la care aștept răspunsul puțin mai târziu. Rovana Plumb face declarație, o ascultăm. Pentru... Încercam să aflu dacă este posibil ca dezechilibrele din economie din ultima perioadă să-și producă efectele, iar robor să fie doar acest indice nefericit, să fie doar o oglindă a acestora. Exact acest lucru se și întâmplă. Deci roborul este influențat, de fapt, creșterea roborului în ultima perioadă a fost influențat atât de factori fundamentali, cum este creșterea inflației, cât și de factori care sunt conjuncturali, că lichiditatea din sistemul bancar a scăzut pe perioade scurte, pentru că au fost date dividende către companiile de stat în ultima perioadă, titlurile de stat au avut scadențe mici și atunci s-a tot luat lichiditate din piață și în al treilea rând, BNR-ul a ținut cursul valutar stabil. Adică s-a pus accent mai mult pe păstrarea cursului euro-leu. Da, e o preocupare a BNR-ului de-a lungul timpului. Ceea ce pentru extrem de importantă, da. S-ar putea ca pe parcurs să vedem o preocupare mai mult către dobânzi și indicele robor, pentru că avem 60% volumul creditelor în lei versus 40% credite în euro. Dar, într-adevăr, dacă crește euro, atunci sunt afectați cei cu credite în euro, iar indicele Euribor pentru creditele în euro a tot scăzut și stă acolo de câțiva ani. Acum este negativ, de exemplu, 0,33. Încercăm să facem o estimare pentru anul viitor, apropo de unde va ajunge acest indice care determină dobânzile la împrumuturile în lei, la programul Prima Casă, de exemplu. Cât va ajunge să aibă un român care are deja un împrumut prin Prima Casă pentru o locuință, să plătească undeva la finele anului viitor?
Dacă, de exemplu, ar crește cu 4%, da, dacă ar crește la 4% indicele ROBOR, pentru că... Deși estimările sunt de undeva la 3,5%. Dacă ne uităm la prognozele BNR-ului pentru creșterea inflației, spre sfârșitul, despre jumătatea anului viitor, ajunge la 3,5%, de poate să crească și mai mult. Să zicem, dacă facem un calcul pentru 4%, da, indicele ROBOR, atunci ar crește aceeași rată de care vorbeam mai departe, de la 910 cu 40%. Deci, practic, se vede exponențial în ratele plătite de fiecare român. O soluție ar fi, pentru cei care și au credite noi acum, un credit cu dobândă fixă. Există în piață, au devenit acum din nou atractive creditele cu dobândă fixă pe o perioadă scurtă, 5-10 ani, sau pe toată perioada creditului. Acum este decizia fiecăruia. E adevărat, dar cei care au deja creditele, ce fac cu ele? Bine, poate să refinanțeze, pentru că acum... Și atunci sfatul ar fi să le refinanțeze cu un astfel de produs. Trebuie văzut pentru fiecare... Împrumut cu dobândă fixă și nu variabilă. Trebuie văzut pentru fiecare credit în parte, pentru că dacă m-am împrumutat acum 4 ani, când indicele ROBOR era chiar mai mare decât acum, eu încă plătesc rate mai mici decât acum 4 ani când m-am împrumutat. Dacă m-am împrumutat anul trecut când ROBOR-ul era la minime istorice, da, se vede creșterea de un punct procentual și se va vedea și mai mult dacă mai crește încă 3 puncte procentuale, să zicem. Dar pentru cei care s-au împrumutat, de exemplu, acum 3-4 ani, încă plătesc rate mai mici decât plăteau atunci când s-au îndatorat. Mulțumesc pentru prezența la aici acum. Eu cred că explicațiile au fost nu doar folositoare, dar au fost și lămuritoare. Mulțumesc tare mult. Mergem mai departe.